Iti Radio pentru copii și părinți steți te invită la Meditații pentru părinți. Cum cer un anumit lucru copilului și cum fac astfel încât el să-mi răspundă pozitiv? Toți părinții își doresc asta, da? Pentru a face o cerere clară, în primul rând, este bine de știut când anume Fac această cerere, găsesc contextul potrivit. Pentru că, dacă dimineața, foarte devreme, încerc, mi-am trezit copilul și doresc ca să ajungem în timp util la școală pentru copil, eu la serviciu. Uh, însă nu l-am pregătit de cu seara să explic care sunt responsabilitățile fiecăruia dintre noi Și angajamentele fiecăruia dintre noi în demersul ăsta comun de a ieși pe, case, pe ușa casei împreună Risc să intru într-o mare panică dimineața da? uh, În primul rând, ca să fac o cerere, ar fi să mă poziționez la capătul meu de relație După ce am explicat seara contextul da? Rămân la capătul meu de relația, între mine și copil există o legătură, dacă eu vorbesc la jumătatea lui de relație și spun trebuie să te îmbraci, du-te și te spală pe dinți, pune-ți papuceii, vezi că nu ți-ai făcut ghiozdanul, toate aceste mesaje sunt în jumătatea lui de relație, practic vorbesc despre el și nu despre mine. Eu invit părinții să înceapă să vorbească despre ei, cu un eu personalizat, astfel încât să-i permită copilului astfel să vorbească și el despre el cu un eu personalizat. Și anume, în loc să spun, hai că iarăi ești în întârziere, da, îmi doresc să ajungem la timp, vorbesc despre mine, haide să mergem, da, nu este haide să ne îmbrăcăm. Își cer să te îmbraci. Fac o cerere clară din jumătatea mea de relație, da? Și propun, îi fac o propunere, îți propun să te îmbraci mai înainte, după care își cer să te îmbraci, da? Dar rămân la jumătatea mea de relație. Dacă observați diferența între îmbracă -te și îți propun să te îmbraci, da? În momentul în care propun. Copilului îi permit să devină autorul propriei sale vieți, îi permit să aleagă să se îmbrace da? și vă invit să ieșiți din această, acest plural comun în care mergem, facem băiță, ne îmbrăcăm, ne punem papucei când îi spuneți unui copil haideți să ne punem papucei cât de mic copilul va înțelege cu siguranță, o așteaptă pe mami să-și pună papucii. O vede pe mami că nu-și pune papucii, pentru el este un mesaj incoerent. Deci vă invit să spuneți, să vorbiți despre voi, iar copilul să, vorbea, să i permiteți copilului să se poziționeze, să poată vorbi despre el. Nu avem pojărel, da? Pentru că cine are pojărel? Mamia, mama sau copilul? Dar vă invit să diferențiați Jumătatea fiecăruia de relație, și când faceți o cerere, să rămâneți la capătul vostru de relație. Fără a veni cu etichetări, fără a veni cu mesaje toxice și cu injuncție de genul trebuie să. Pentru copil, toate aceste mesaje sunt, în primul rând, toxice, în al doilea rând, imperative. Copilul nu își dă voie. Să facă ceva din proprie inițiativă, ci se va opune sau se va supune acestui mesaj, da, obedient, însă nu va face cu convingere ceea ce face. Ițibiții, Radio pentru Copii și Părinții Steți, ți-a prezentat Meditații pentru Părinți.